Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Crista Rot. Voi face astăzi o nouă etalare în trei variante cu oracolul Arhanghelului Gabriel pentru a vedea ce mesaje are divinitatea Arhanghelul Gabriel pentru săptămâna care urmează, săptămâna 31 august 6 septembrie și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, prima, alba, a doua, roza, a treia, gândindu-vă la săptămâna care urmează. La ce vă doriți voi de la această săptămână și să vedem care sunt mesajele divinității la prin Arhanghelul Gabriel. Așadar, pentru prima variantă, varianta pietrei verzi, să vedem ce mesaj are Arhanghelul Gabriel pentru săptămâna care urmează. Nu știu cum e vremea la voi, dar aici la mine plouă, e o furtună afară, se aude în ploaia vântul cum bate. Și tunete, spune, deci e vremea chiar foarte, foarte urâtă. Va trebui să fiți autentici. Deci autenticitatea pentru voi e totul. Trebuie să vă arătați așa cum sunteți voi, să vă descoperiți sinele vostru, să vă descoperiți talentele voastre, să nu vă fie teamă să, să fiți și fragil, pentru că din fragilitatea voastră puteți să aveți inspirație. Transformați-vă fragilitatea într-o creativitate, prin creativitate. Dacă aveți, spre exemplu, o suferință, acea suferință puneți-o pe hârtie, puneți-o în pictură, puneți-o în muzică, fiți creativ. Da, exprimați-vă adevărul vostru interior, scrieți un jurnal și detoxificați-vă. Deci exprimați-vă așa cum adevărul vostru interior, munca voastră creativă, puneți-o, pentru că puneți-o în evidență. Talentele voastre, scoateți-le în evidență. Pentru că acelea, munca voastră creativă, nu știu, desenul, pictura, muzica, etc., reflectă, de fapt, cele mai profunde gânduri ale voastre. Deci, exprimați-vă adevărul vostru interior, scrieți un jurnal, pentru că, notând într-un jurnal tot ce se întâmplă pe parcursul unei zile, tot ce simțiți voi și tot ce gândiți voi, acest lucru vă va ajuta, vă va inspira, vă va da idei și vă va pune în valoare, da? Deci, pentru că vă vin idei, poate să scrieți, să compuneți, să desenați, să pictați, să faceți lucruri de mână, etc. Deci aceste lucruri, creativitatea voastră, sensibilitatea voastră, suferința voastră, exprimați-o prin scris, prin desen, prin pictură, prin muzică. Da, vedeți, aici mi-arată un înger care cântă, aici mi-arată această persoană care citește, scrie. Și vine inspirația de la divinitate, practic tot ce vezi, toate talentele voastre vin scoase la suprafață prin inspirație divină și detoxificați-vă, deci este momentul în care să eliminați toxinele din corpul vostru, din ceea ce mâncați și din minte și din suflet, să scoateți toxinele, gândurile, spre exemplu, da? Deci gândurile negative, ideile negative, influențele altora, da? Deci încercați să gândiți mai pozitiv, să aveți sentimente mai pozitive, să faceți pace cu voi înși vă ca și cu ceilalți, pentru că acest lucru vă ajută să aveți o săptămână mai pozitivă. Deci ocupați-vă de hobby-urile voastre, de pasiunile voastre în această săptămână, de curățarea energetică a voastră, a gândurilor voastre, a sentimentelor voastre, mâncați mai sănătos, pentru că acest lucru vă îmbunătățește și starea de spirit și implicit și restul. Puteți avea mai mult succes în viața de zi cu zi. Să vedem și la a doua variantă, care sunt mesajele Arhanghelului Gabriel, ale divinității, pentru săptămâna 31 august 6 în septembrie, la ce vă puteți voi aștepta. Să fiți atenți la ce visați, că visele voastre pot fi profetice, vă pot da răspunsuri la anumite întrebări și să rămâneți credincioși principiilor voastre sau aveți încredere în voi, mai bine spus.
credeți în ceea ce faceți, în munca voastră. Trebuie să știți că meritați să fiți fericiți. Deci să aveți încredere în voi. Să nu vă spuneți, dar eu nu merit sau eu nu pot sau. Și trebuie să știți că meritați și voi să fiți și bogați, să fiți și, să aveți de toate, să fiți și sănătoși, să aveți și o relație bună. Trebuie doar să aveți încredere, să credeți că vreți și să gândiți pozitiv, fără ranchiură, fără resentimente, fără să aruncați vina pe alții. Asumați-vă vina, faceți această detoxificare a gândurilor, a minții, a sentimentelor. Faceți pace cu voi ca și cu ceilalți, da? Deci scoateți din viața voastră ce nu mai funcționează, dați la o parte sentimente, gânduri, da? Relații, deci nu mai sunt bune, nu mai merg, uitați-le, lăsați-le să se ducă. Considerați-le experiențe din care ați învățat ceva, v-au ajutat să înțelegeți ceva, să învățați ceva, pentru că nimic în viața noastră nu vine întâmplător. Totul se întâmplă cu un rost, să te învețe ceva, să-ți dea o lecție bună sau rea în funcție și de ce nevoie ai tu. Poate aveai nevoie de lecția aia, aveai nevoie de acea persoană să te facă să suferi ca să înțelegi ceva, pentru că altfel nu vrei să înțelegi. Altfel nu înțelegeai, nu te înțelepțeai, nu realizai ce se întâmplă. Deci totul are un sens, ca să zic așa, poate chiar dacă pe moment poate tu nu vezi sensul, dar dacă încerci să-l înțelegi, îl vei înțelege. Și voi scrieți-vă un caiet, un jurnal în care să, în fiecare zi să scrieți ceea ce simțiți și ceea ce faceți, pentru că acest exercițiu de scris vă ajută să aveți mai multă încredere în voi, în darurile voastre, în talentele voastre și vă stimulează creativitatea. Da, și acest lucru vă poate aduce succes. Da? Deci, pentru că dacă vă descoperiți că sunteți, spre exemplu, talentați la pictură sau la desen sau la poezie sau la muzică sau la etc. și vă veți perfecționa în acest sens, veți reuși cu timpul să vă câștigați succesul, să vă câștigați existența tocmai din aceste pasiuni, aceste hobby-uri, aceste talente. Da, deci puneți-vi-le în evidență. Încercați să țineți un jurnal în care, pentru că și când scrii un jurnal devii mai organizat, ai mai multă organizare în mintea ta, îți faci o clarificare mai multă în mintea ta, înțelegi mai anumite lucruri mai bine, cum se întâmplă și așa mai departe, ajută și la această detoxificare de care tocmai voi aveți nevoie și voi în această săptămână, ca să vă curățați energiile, să vă ridicați vibrațiile, să mâncați mai sănătos, să gândiți mai sănătos, să aveți principii de viață mai sănătoase, pentru că acest lucru vă ajută să fiți fericiți, pentru că meritați să fiți fericiți, meritați să fiți sănătoși, meritați să fiți bogați, să aveți ceea ce vă doriți. Și să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roz, ce mesaj are pentru voi din Trinitatea prin Arhanghelul Gabriel pentru săptămâna care urmează, săptămâna 31 august, 6 septembrie. Ce tună afară! Trebuie să rămâneți cu încredere în voi înșivă și rugați-vă Fecioarei Maria. Fecioara Maria vă poate ajuta pentru familie, pentru copii, pentru sănătate, pentru ceea ce vă doriți voi. Și voi, la fel, meritați să fiți fericiți, meritați să aveți mai multă bunăstare în viața voastră, mai multă sănătate, mai multă dragoste, mai multă bunăstare. Și permiteți-vă vouă înșivă să primiți. Deci, trebuie să vă deschideți, să fiți mai deschiși pentru a accepta situații, pentru a le vedea, pentru a le înțelege, pentru a culege răspunsurile la rugăciunile voastre și binecuvântările divinității pe care vi le trimite. Fiecare zi aveți în viața voastră niște binecuvântări. Faptul că vă treziți dimineața e o binecuvântare, faptul că sunteți în viață. Deci trăiești, deci existi, trăiești, poți să schimbi ceva, poți să faci ceva. Deci permiteți-vă să fiți mai, trebuie să fiți mai deschiși, să vedeți și partea bună a lucrurilor. Poate unii dintre voi sunteți prea concentrați pe lucrurile care nu merg, care nu le aveți, care vă lipsesc. De fapt, în loc să vă concentrați pe ceea ce aveți, pe ceea ce merge, pe ceea ce funcționează, pe ceea ce puteți face, pe ceea ce puteți schimba. Exprimați-vă creativitatea, deci lăsați creativitatea divină să se exprime prin acțiunile voastre. Încercați să fiți ca așa cum erau copiii, care inventau. Deci dacă nu aveți cu ce vă juca, cum se spunea când erați copii, inventați jocuri, inventați jucării. Așa și acum, dacă nu aveți,
bani, nu aveți de muncă, inventați un loc de muncă, inventați bani, inventați ceva să câștigați bani. Deci puneți-vă minte la contribuție, pentru că sunteți persoane creative, sunteți persoane care aveți niște daruri date de divinitate, permiteți-vă să le vedeți. Da, pentru că divinitatea v-a dat niște binecuvântări de la naștere. Sunteți născuți cu creier, în primul rând, care e cea mai mare binecuvântare pe care poate să ți-o dea divinitatea alături de viață. Faptul că ți-a dat un creier pe care care îl poți să-l pui în funcțiune și în funcțiune îl poți pune și studiind și învățând, pentru că trebuie să-i dai, cum se spune, că atunci când vrei să devii sportiv de performanță, trebuie să te antrenezi. Da, deci așa și creierul, trebuie să-l antrenezi, da, și trebuie să-i dai ce-i trebuie, să-i dai cunoaștere, să-i dai studiu, să-l pui să muncească, să învețe, să... Și exprimați-vă creativitatea, pentru că aveți talent, aveți niște aptitudini, să zic așa, niște îndemânări, știți să croșetați, vă place să croșetați, știți să desenați, vă place să desenați, aveți talent la scris, aveți talent la pictat, la muzică, la etc., etc. Descoperiți-vă acest talent din voi, această binecuvântare pe care divinitatea v-a dat-o și transformați-o în ceva, în arma voastră, să zic așa, în punctul vostru fort, da? Deci permiteți-vă să fiți creativi și să vă exprimați creativitatea, pentru că acest este dar de la divinitate și meritați să fiți fericiți, meritați să aveți iubire, meritați să fiți sănătoși, dar și voi trebuie să faceți niște eforturi. Dumnezeu zădar nu-ți bagă în traista, cum se spune. Da, deci trebuie să fiți pregătiți să acceptați darurile care le aveți de la divinitate și să le puneți în valoare, să le manifestați. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar, pentru săptămâna care urmează. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, că vă veți regăsi în săptămâna care urmează, că vă vor ajuta să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și o săptămână excelentă nouă care va începe de mâine, așa cum vă doriți voi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!